Oh, nu iară, bă, nu iară. Bine, bai, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți... Îi trist! Astăzi am jucat Among Us cu youtuberii pe harta nouă șmecheră modată de pe Among Us cu roluri șmechere. Apăsați like chiar acum și nu uitați că mă puteți urmări pe Instagram și canal secundar unde mănânc chestii. Îl găsiți pe YouTube, se numește Pink Mănâncă. Băi, e bine să fii și spion uneori, pentru că gen furi chestii și jucăm pe noua hartă, oameni buni. Dar apăsați odată! Doamne, iartă-mă cât le ia. Jucăm pe noua hartă și este efectiv foarte grea, iar testurile sunt grele, așa că avem destul de puține și să sperăm că o să fie destul de balansat jocul. Și dacă o să fie balansat, pentru că sunt un geniu al balansării, nu uitați să apăsați butonul de like și trebuie să învârtim. Trebuie să dăm la manivelă. Dăm la manivelă, suntem pe la jumate și trebuie să nu se ducă în roșu. Hai, uite, mă! Vreau să dăm și mai tare, asta vreau să văd. Bun, mai avem un test de făcut acolo. Și, bă, pe aici sunt niște lifturi care te duc sus, numai că nu știu unde sunt. Aici la lobby, poate? Ia, stai că eu am și un test aici la lobby. Fix aici. Ce sunt astea? A, fire, a, ce-mi plac firele, mamă, ce descurișoare. Bun, văd că e un vent aici. Op. Op. Ce-i asta? Ce-am făcut, frate? Am oprit camera. Nu știu ce-am făcut. A, uite așa, asta vreau să văd. Hai să ne urcăm cu liftul la... Uh-oh. Etajul numărul 2. Nice. Bun, avem aici destul de multe testuri, dar nu văd pe absolut nimeni. Mă, ce se întâmplă, mă, pe aici? Asta ce e? Păi, e vent aici. What? Ui, de unde a venit ăsta? Deci pateu e mort. Mă, unde? O! Ok. Ia ziceți băieții mei, cine nu este jos? Pateu și Alex, Gabi, morți la etaj amândoi. Nu, ai murit Pateu! Pateu? Amândoi la Da. etaj. Eu eram la mască. Eu acum venisem și la Deci, mască. fiți atenți, eu l-am Așa. găsit pe Pateu și n-am raportat corpul, m-am dus și am încercat să-l găsesc pe la care a făcut kill-ul și am mai găsit încă un corp. Ideea e că eu n-am văzut pe absolut nimeni la etaj. Ziceți care era jos, cine nu era Eu l-am jos. văzut pe Rodi jos, gen, prin sticla aia. Eu venisem fix Deci tu acum erai la sus. mască. Sus? Opa! Erai sus Opa! cumva, Opa! că Ania a Eram zis. sus! Am fost, fii atent, Pink, stai, e o neînțelegere, fii atent. Am fost prin dreapta. Și gen, am văzut că s-a dat ăla, că Dani, BH și cu Adri s-au dus jos cu liftul și eu m-am întors acolo și l-am văzut pe Rodby prin ăla și n-am văzut nimic eu. El n-a văzut nimic. Eu nu știu dacă m-ai văzut pe mine, Rodby, când am venit, fix acum am venit eu la mască, când erai... Bă, am văzut că venea cineva, dar mă chinuia să iau masca. Păi mă, Eu. cine, cu cine erați jos când s-a dat Eu camuflajul eram ăla? la Eu nu eram camuflaj, cu nimeni. Când s-a dat camuflajul ăla, de toți eram alb închis. Eu m-am băgat acolo la camere când a fost. Te-ai Dar băgat tu la ce ai făcut camere. de dai Bă, bine dar așa voi cu nu mine? observați o chestie. Adri Nu nu dau vina vorbește. pe tine. Păi tu ai Eu zis că... eram cu Dani Ai zis BH. că erai N-am făcut sus nimic. și că l-ai văzut prin Unde? sticlă. Unde erai cu Dani BH? În lift. În Cred Aoleu! că... Aoleu! Adri! Inexorabil! Și coborați de sus, vă duceați jos, ha? Sus! După ce ați Eu făcut voiam să kill-urile facem alea. invers. L-am dus jos, să mergem în sus. Mă, sunteți complet inutili, deci sunteți o grămadă jos și nu știți care e jos cu voi. Este Eganicus, Eganicus. Nu, nu sunt eu. Sas. Era Bă, de dar ce chiar m-a am dat văzut afară random. De ce m-a dat Eu am dat afară skip. random? Eu am dat skip. Eu am dat skip, ah, da, Lili. Pare rău, Adi. Eu am croissant, lasă, stați liniștiți croissantul. L-am mâncat peștele. Pește, vă mănânc eu pe voi acum. Orvoar, orvoar, Adi, orvoar, orvoar. Donevu! De ce l-ați votat? Nu pot să cred! Bă, mi-a dat... Bă, iubesc, bă, mi-a dat Among Us stop working. Doamne! Bă, după să mă gândeam... Doamne, place, bă!
Mă și gândeam să nu fie Jester, dar am zis că bă, din toată lumea cum să fie fix el, știi? Mie mi-a spus de ce eram locul Bogdani. Dacă vrei jocuri ieftine, le poți cumpăra de pe Eneba, e un link în descriere, acolo sunt toate foarte ieftine. În afară de Among Us, dintr-un motiv sau altul, Among Us e like 7 euro, când pe Steam e 4. E o țeacă colosală și cred că o să mă duc la ăștia de la Eneba și o să-i înjur și o să filmez toată faza și o să pun pe clip sau ceva, dar alte jocuri sunt mai ieftine, sunt... suport 24 de ore din 7 și gen pot să-mi plătesc chiria dacă cumpărați de acolo, deci e bine. Oh, l-o răs pe rugby. Eu. Oh. actually, îl iubesc. Asta e boring, rău, dar vă place ce rață am în cap, oameni buni? Dacă vă place rața din capul meu, să îmi scrieți în secțiunea de comentarii că vă place rața din capul meu. Bă, e foarte bine, nu sunt foarte multe testuri, eu zic că am făcut o treabă bună la balansa ăsta și gen apăsăm pe ăla, am înțeles. Aici ce avem de făcut? Avem de... Right. Aici nu prea contează exact cum pui. Ulu. Uite, gata. Mă, ce s-a... Bro, s-a buguit, ești nebun? Ok, trebuie să dai din stânga în dreapta așa, să pui mai multe de astea și la un moment dat, aparent, se termină testul. Nice. Dar nu știu ce s-a întâmplat acolo și s-a dat cancel. Ok, m-am gândit că poate... Ce face, mă, Dani B.H. ăsta? Mama, a fost lag, ați văzut? Mama, hai că avem și calculator. E un pic de lag pe noua hartă. Bro, stați așa un pic. Deci eu știu unde sunt ambele corpuri, ok? Bă, dar Dani B.H. era în viață acum 4 secunde. Da, 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 știu că era. Deci, e cineva la etaj sus în secunda asta? Eu am fost în research și l-am văzut în medical pe Dani B.H. Acum la 5 secunde. Da. E cineva în communication la etaj în secunda asta? Hai că o să zică dacă e. Să ne zică cine nu e. Cine a ieșit? Eu sunt la engine room, mă lipesc un perete cu scoci. Okay. Vezi că nu contează cum pui scociul, doar pui odată și odată. Bun, și odată le stachezi. Hai să vă explic. Deci eu eram la Central, la așa. Central C acolo. Central C acolo, da. Central C. Și l-am văzut pe unul că s-a dus la medical, cred că era Dani. Păi Dani, okay? Că eu l-am văzut. Bun. Din research. Și după aia m-am dus un pic, uitați-vă pe hartă, da? Pe hall-ul ăla din stânga de la stai, Central. Stai. Da, și era Robby și a murit. Dar n-a murit încercând să mă omoare pe mine. A murit gen la o distanță mai mare, la modul ca și cum ar fi fost mușcat. Știi? Păi și după aia m-am dus repede la medical ca să văd cine era acolo. Știi? Și îl văd pe Dani și a încercat să-mi dea kill sau n-am înțeles. Dar a murit gen... Sau aveam vrajă pe mine și l-am omorât eu. Ceva de genul. Maybe. Ce treabă are vraja cu omorâtul? Warlock de ăla, de te controlează. Warlock. Avem Warlock, poate să pice... Cred că avem și Warlock. Nu știu ce poate, poate să mă facă să dau 2 kill-uri în 10 secunde? Nu, dar tu n-ai cum să dai 2 kill-uri, nu, dai 1 dacă e. Rodby probabil atunci, a murit de altceva, cine Rodby știe ce a cred că a murit de altceva pentru că a murit mai departe, dar Dani a murit fix când m-am apropiat eu de el, gen, ca și cum posibil ar fi încercat să mă omoare. Posibil să fi fost tip sau, sau șerif. Nu mai știm cu cine ne-am spunat acolo și a sus la început, nu, Luca? No. Deci, eu nu. Eu vă zic că i-am văzut pe amândoi, dar nu știu ce s-a întâmplat. Da. Da. Eu o să te uiți pe chat. El a votat pe ping. Impostorul. Cazoaie, că m-am luat de el, că juca Minecraft. Și făcea gălăgie. Da, bă, înainte să, mamă, înainte să intrăm pe Among Us, bă, juca Cazoaie ăla și cu Pateu și nu știu care, Minecraft. Bă, numai gura lor se auzea, bă, că-mi fur din chest, n-am furat eu broșur. Și noi încercam să facem lobby-ul de Among Us, să facem setările și ăștia se certau legat de Minecraft. Like, bă, tăceți, dracu, din gură, mai încet că vă poate acum în viața reală. Bă, dar e prost rău task-ul ăsta, dă-te, frate, că e pro. Bă. Bro, uite cât am pus! Bro, 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 aoleu. Aoleu, am pus 50 de alea de scotch! 50 am pus, bro! Încearcă să pui pe crăpătură. Nu contează, era totul era acoperit, 50 am pus. Nu, 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 vezi dacă mai pică fix strop de apă, pune peste un fix, ne pică stropul de apă. Bro, știam că nu contează, dar mă rog, ba, la ce s-a întâmplat? Contează oarecum. Păi nu, e am gani. Acoperit toată și toată apa și n-a fost suficient. Ia zi, Gani, așa faci? Ce self-report? Nu, ia zi, te ascult, vorbește. Ce self-report?
Eram lângă tine, Pateu, la etaj. Cum ai găsit corpul? Cum ai, gen, lângă mine nu era absolut niciun corp. Era bine la care se poate de aproape de. Nu eram nici cât se poate de aproape de corp, nu știu de ce mi-a dat mie chestia aia. Pentru că era bait și le-am urât. The fuck? Din cauza aia. Mamă, Gani, ești sas rău. Era fix lângă mine, mi-a venit acum de pliptul și le-am urât cu băiatul ăla. Vedeți să nu fie, vedeți să nu fie 2 din 2, băieți, da? Ok, cum vreți voi. Cum ar fi să fie gesture again? Se pare că treaba voastră, treaba voastră, treaba voastră. Și ăsta, GG. Cum ar fi să fie ăsta? GG, guys, GG. Mi-a plăcut. Better Call Saul. Aveți încredere. Bine, hai, aveți Antonia. Aveți încredere, 2000 IQ, Pateu, ești nebun. Fii atent, dacă Pateu a fost lawyer și iar l-a pus pe Gani să câștige ca gestor, ești nebun? Mamă, tu-ți dai seama cum ar fi? Ar fi gen bătaie de joc. N-are... Știu cum. Ce normal filtration vent, mă? Ce scria? Ce normal filtration vent? Ce Dumnezeu? E fucking bugged, dude. E bugged. Ai de capul meu. Hai să mergem la lifturi. Dar văd că sunt mai multe lifturi. A, era un lift acolo. A plecat. A venit ăsta. Use. Ok. Hai să mergem la etajul de sus. Să vedem ce testuri avem. Avem câteva. Oh, nu iară, bă, nu iară. Jur mă că... Băi, eu îmi bag piciorul. A ieșit cineva din ventul ăla, ești nebun? Cine a ieșit din ventul ăla? S-a văzut ventul. Doamne, a intrat cineva în ventul ăla. Da, sunt pe moarte, dacă n-apăsați like, o să crăp. Deci eu eram cu Alex Gabi aici, asta 100%. Heart rate, nu știu ce. Ce Dumnezeu înseamnă aia? Habar n-am, o să fac scan-ul. Mamă, Adri. Stai cu minte. Te vede cineva pe geam. S-a uitat că am suspect, sincer, dar văd că n-a făcut kill. Iară vine. Status irregular. Wow. Wow. Deci, eram jos, am urcat cu liftul și în față am găsit-o pe Adri mortă. Adri? Era, nu era Adri, am văzut. Adri, no, Alex, Abia, Alex, Abia, mai fie ca niciodată. Da, scuze. Alex, Abia. Daria? Stai, unde era? Daria, mami? În față la liftul de sus. Deci la etaj era. Da. Păi eu eram cu Adri în aia de Stai Scan. Pateu, ia zi, ce dă la ești de tot sari în venturi, ca animalul, în loc să faci tescurile? L-am terminat tescurile. Când ai terminat, mă, că eu cred că am unul din patru, că nu le mai termin. Am avut decât patru tescuri, am avut chestia cu, gen, să lipesc, chestia... Ai terminat-o aia cu lipitul, mă, dar eu lipesc de mâine până azi, ești nebun și nu se mai termină. Eu sunt la urmă, descurci rău de tot la aia cu lipitul. Să vă explic și vouă, eu mă plimbam cu ventul într-una și Blue era singurul care era în partea de sus. Nu, eu vin din jos. Ana și Antonia e foarte dubioasă. Antonia mi se pare că pur și simplu se plimbă pe hartă și nu face test-uri. Stă super puțin la test-uri. Super puțin. Ai văzut-o și tu în aia de... În dreapta. Ai fost în research. Asta voiam să zic, am fost primul test medical în dreapta. Ce ai făcut în medical? Alea de chimie, pâlnile alea. Iar după la research, acum făceam o bandă. Tot în partea dreaptă. Pot să vă zic o chestie? Antonia nu e pentru că... Fix după ce s-a terminat runda, eu m-am dat vent și a rămas gen blocată, că nu știa ce se întâmplă, deci îmi dau vent. Rămâne, cine mai rămâne? Blue rămânem? Poți să-i dau pe Blue, că suntem lover. Și Asteca? Este slover cu Blue. Eu zic că o dau pe Blue afară. Bine. Uitați că slover cu el. S-ar putea să fie Pink sau Adri. V-ați dus, băieți. Nu pare că e Blue. Blue e lover cu Asteca, a spus acum. Aaa, după ce am votat zice că e, a? Am spus deja. Le-am spus. Pot să fie gen impostor la lover? Nu cred. Nu poate. Doar gestor. A zis după, am apăsat pe lower, doamne, ce logică are asta, de ce e lower-ul aici? Uau, nu știu pe ce am apăsat. Bro, face cineva gen mizeria aia de... Ai un lift aici. Face cineva comuz, că nu mai pot, e totul sabotat, nu văd nimic. Deci Pateu, Asteca, Adri, Vombe.
Mă, cine să fi făcut kill-ul ăla? Eu asta nu știu. De asemenea, ce face aici? Like... Like... Oh, apeși pe inimă. Aulu. Cred că am apăsat prea tare. Ok, bine? Nice, let's go. Spamasem prea tare, aparent, și l-a luat pe ăsta cu problemele la inimă. Aulu, nu-mi zic că mai... Nu pot să cred. Ce bârâie? Ce bârâie? Unde? Ce bârâie? Unde? Și nu pot să cred că s-au făcut atât de puține. Ăștia zic că ei au terminat escurile. Eu nu cred așa ceva. Bă, da. Bă, da, asta e bătaie de joc. Păi, actually, bătaie de joc. Ah, eu te mă. Ok. Poate o a intrat în ventul ăla. Adri, vom bea stecă. Măi, toată lumea aici, ce se întâmplă? Bă, nu știu, eu am făcut aia, eu am scos... Oare cine nu-și ia mască moare sau cum funcționează? A, oare trebuie să dai în X-uri, mă? Bă, eu mă duc să dau butonul, le zic, băieți, nu știu ce se întâmplă, dar... Bun. Nu mă lăsa singur cu... Pe unde e butonul? A, în meeting room aici. Bă, cred că ia steca, mă, că nu face kill-uri. Ia stai așa o secundică. Bun. Mă, da, voi sunteți siguri că ați făcut... A, ia uite, mă, câte task-uri sunt. Never mind. L-am terminat deja, v-am spus, din a doua rândă. Bun. Și am terminat. Bă, eu nu știu să fac niciun task. Unul dintre voi știu că el nu prea face kill-uri și dacă mi-aduc cu eu aminte, e Pateu. El niciodată nu face kill-uri și acum iară nu se întâmplă kill-uri. Să explic, de ce încerci să mă dai pe mine afară după ce l-am dat deja pe Gani afară? Întrebarea mea e, cine dintre voi... Antonia, tu nu faci kill-uri. Adică cum? Că ți-e rușine, asta vreau să zic, că ți-e rușine să faci kill-uri și sunt sigur că e unul dintre voi care de bea joacă și el așa un pic. Eu cred că poate eu, că se dă pe ventul ăla non-stop. Păi dacă... Eu sunt inginer, dacă vrei să vă spun o chestie, prima dată când s-a dat oxigenul, i-am dat gen instant repair. La aer și la lumină la fel, când s-a dat lumină la început. Nu știu, am stat cu Pateu puțin singur, o putea să dea. Eu am rămas și cu Asteca singur și nu... Păi a rămas cineva cu Antonia singur mai mult timp? Nu, Antonia a fost singură, de asta probabil nu s-a făcut niciun kill. Eu am stat mult cu Asteca și cu Pateu. Eu am încercat să stau acum gen cu ea mai mult la final, când s-a dat oxigenul. Gen, stăteam în partea de jos și am văzut că erați voi sus și vă vedeam din umbra și speram cu gen să mă omoare într-un fel ca să vedeți voi de sus. Și Pink cu cine a stat? Pink a stat cam cu toată lumea. Da. A stat și cu mine la un moment dat și cu Asteca și cu Adri. Nu știu ce să zic, am văzut. Și se chinuia rău să facă task-urile, sigur nu e Pink. De data asta. Deci ăla cu lipitul de zid ăla, nu știu ce are. Uneori pui 500 de mii de alea. Cred că trebuie să le pui în X-uri sau... Oh, are logică. Crăpătura aia trebuie să pui. Ce m-a votat Antonia, nu e așa că tu m-ai votat? Da, Antonia l-a votat. Antonia m-a votat? Gigi. Spuneți-mi că ea era, că altfel mor. Ea era. Eu când vă zic, mă, eu când vă zic. Eu când vă zic. Ce tu când ne zici? Că tu era să mă votezi pe mine afară. Da, tu era să mă votezi chiar random. Bă, până mi-am dat seama că e Antonia, mă. A zis Asteca, sunt lover cu tu. Asteca a zis, sunt lover cu tu. Eu dădusem deja votul. No, înainte. Întrebarea mea e de ce Andrew nu și-a folosit rolul de swapper. Să o dea afară mai repede pe Antonia. Păi n-a știut. Păi nu am știut. Oh, no. Trebuie să ajut impostorul să câștige. Sau poate o să fie jester. Ia să vedem. Bă, da, cât le ia să apese? În jur. Gen, îi efectiv în jur. La primul meeting o să vedem a cui lawyer suntem și trebuie să îl ajutăm să câștige. Doamne, nu pot să cred. Bun, ia să vedem. Mă, care e faza? Gen, ok, mai era niște apă acolo. Bro, nu mai curge nimic. Oare crăpătura trebuie? Dar la un moment dat era crăpătura gen 100%. Deci Pateu și cu Gani sunt acolo. Revine mă lumina sau nu mai revine? Cine e aici? Dani BH.
Deci dacă luăm noi și punem peste toată crăpătura, orice înseamnă negru. Wait, really? Că poate să rămână și... Ok. Doamne, că dacă n-am pus la scoci de masăturat... Da, mă, nu știu. Și mie mi-a ieșit din 3 scociuri acum. Ok. Antonia, o să moară încă o dată. Opa! Oh. O să moară de 2 ori, Antonia. Se crempie după rândul ăsta. De 2 ori. Deci, fiți antena, sunt engineer și... Acum moare. Acum moare. Bă! Bă! Aia e Bill Gates-ul. Da. Sper că nu e. Ați băgat și din ăla, că nu știu. Da, 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 sunt eu. Ce cert e că l-am văzut pe Bate trecând pe lângă mine. Sunt șerif și... Ce, mă? Okay. Te-am văzut trecând pe lângă mine. Mamă, am dat peste microfon. Ăsta e de la, cum se numește? Aș... Bravo! Bă, era Evil Guesser, am greșit. Și știți de ce știu? Eram avocatul ei. Dați-mă afară, vă rog, dați-mă afară. Nu mai vreau să joc meciul ăsta, vă rog, dați-mă afară, Doamne. Eram avocatul ei. Rodbi, nu pot să plec că te-ai bătut joc de mine în halul ăsta. Ce, mă, ce treabă ai tu? Ce gesture e, Rodby? De la actorie, Rodby. Ce treabă are, mă, ce vreau ăsta, mă? Nu pot să cred că am fost lawyer și... Nu pot să cred că a zis că e inginer și nici... Dacă a zis atât de random, nici nu avea legătură cu nimic și l-a crezut, deși sincer... Ok, asta zice că e activă, nu știu care e faza, download avem de făcut aici. Deci acum trebuie să jucăm împotriva impostorilor, noi mai ajutăm să câștige aparent pentru că... Ia să vedem, bă, care e faza? Care e faza cu bang-ul ăsta? Gen, am un buton și scrie bang 5. Oh, am luat-o cu liftul în sus, ești nebun. Bă, actually, am un task fix aici, la communications. Perfect, nice. De e bine că se mai repetă câteva testuri de astea, ca pe alte hărți, pentru că unele noi de aici sunt efectiv mult prea grele. Mă, mi se pare că e unul din ăștia care nu face kill-uri, gen Alex Gabi sau poate Pateu, nu cred că e Gani. Gani făcea kill-uri până acum, că e un gamer profesional. O să merg cu el jos. E unul din... Croissant. Ui, bă, ce-i, mă? Bă, ce m-ai speriat? Ce s-a speriat? Bă, ce se întâmplă? Da, cred că o să vreau să merg să dau butonul sau ceva, oameni buni. O să vreau să merg să dau butonul și o să zic, băieți, da, e unul din ăștia care nu face test-urile, nu, care nu face kill-uri niciodată. Right. Bă, iară, mă. Bă, da, înțeleg că au sărit facturile în aer, dar... Opresc ăștia curentul de nebunesc! Înnebunesc! Pe unde e butonul pe mapa asta? Mă, ce s-a întâmplat? S-a buguit liftul. Unde e butonul? E la parteră ăla de curent. Doamne, iartă-mă. The meeting! Bă, dar nu mai vorbiți pe ăsta! Doamne... Ok, hai să rezolvăm curentul, că-și bat joc ăștia. Hai, bă, mă duc să dau butonul și gen îl dăm pe cineva afară, mi se pare ireal așa ceva aici, nebun, ne plimbăm pe aici de nebuni. Așa. Butonul e sus, deci dacă sabotează iară curentul, înnebunesc. Efectiv, înnebunesc. Meeting room-ul este fix aici. Dumnezeule. Mamă, ce a fost frate asta? Mamă. Bun. E bine. Ok, cine nu face kill-uri? Alex Gabi e blestemat. Rodi blestemat. Ok, e ori Luca, ori okay. Dani BH. A, de ce? Bă, ce ești tu? Pentru că eu, prostule, am fost avocatul, avocatul lui Adi von B. Ok. Am dat și pe cineva afară? Bă, vedeți că... Dacă ești ăsta, poți să pui blestem și pe impostor, dacă ești alt impostor, sau nu poți să zic 100% clear. Ok. Fii atent, Teca era cu mine în communication și a murit lângă mine și mai probabil era și lift sau ceva.
Eu l-am văzut pe Dani o singură dată pe final de meci la etajul 2. Bă, nu, Dani, eu cred că ăla n-a fost șerif, eu cred că ăla a fost bait și ai dat tu reportul. Posibil. Deci, și cum putea să fac asta că la începutul rundei pink am lipit scocul ăla cu tine de mea să recapăvele. Totul sau nimic. Nu știu. Bă, cred că e una pentru echipă, Dani. Bă, eu zic că e cam convine lui Luca, sincer. Nu. Îmi convine și să le știu că tu ești, ai zis că ești avocat, da? Da. Și ai spus că rămâne pe mine și dacă eu știu că sunt ce sunt, dar nu pot să zic. Păi nu că, zi ce ești, pentru că Evil Guesser a murit. Hai, zi ce ești. Sincer. Păi și atunci vrei să zici că Rodby și Alex Gabi sunt ambii impostori și și-au dat blestemul unul altuia? Ce-au făcut? Nu are cum să-și dea unul altuia. Nu știu, idei. Eu zic că e Dani pentru că prin excludere. Ok, ziceți așa, dintre voi doi a blestemat. Eu zic că e Pink. Rodby, nu, ce rol ai? Nu, ce rol ai, Rodby? Început. Eu? Pink a zis de la început. Da. Fiți atent. Nu Pink poți să zic la început că ești avocat. Ba da, poți să zici. Tif, am Tif. Ah, e clar. Da, păi... Prin excludere e Dani, că Pink a zis că era avocat și eu ți-am spus care e faza. Deși Dani tot zice că a făcut și el alea. Bine, recunosc că eram Jester, dar nu m-a dat afară. Știu că ești Jester, că e de la început, parcă acum mi-am adus aminte. Da. Îmi pare rău, Dani, păi nu ți-ai ce s-a întâmplat? Nu, era Dani, că n-are cine să fie altcineva. Am câștigat, am pierdut. Pink. Mă, da, era Luca. Din Adria mea a zis la început, gata băieți, hai, eu m-am dus. Nu mai dați confina pe mine, tu nu vezi că ăștia nu fac nimic. Luca, deci fii atent, făcusem toate task-urile, am snitch și te vedeam cum alegi pe la masa aia și te făceau toată lumina aia să dau butonul la final, el dă butonul. Păi dacă, ăștia sunt vulturi, Jester, normal că eu am crezut că, bă, că puteai să-ți dai seama dacă și swapper, Dani, e swapper, schimbă voturile. Dani, erai swapper! Deci, Dani, erai swapper și nu te-ai salvat acolo la faza aia că te gândi. Ok. What is this? Ok. Eraser stupid. Eraser stupid, fratimiu. Well, shit. Ideea e că... Dar de ce am kill în două? What? Vă bate joc, pe bune și ce? Este... Nu, nu s-a făcut kill, s-a produs o chestie. S-a spăunat pateu cu mine, și a zis: ia mă, prostule, dar nu cumva să-ți iasă vreun clip. Ia aici, și s-a omorât în fața mea pateu. Nu s-a trecut în care să dă, nu filmează. A vrut să-mi spune pe mine aici. Eu o să cred că l-a omorât Luca și o să-l dau afară pe Luca. Băi, nu știu ce cred că l-a omorât Luca. Da. Și eu cred că Luca l-a omorât. Da, nu știu ce cred că Luca l-a omorât. E pentru echipă, Luca, pentru echipă. Deci dacă ai zis, fii fără niciun mișto, dacă acum voturile astea sunt mai multe pentru mine, eu nu mai duc sesiunea asta. Eu nu v-am mișto. Mamă! Mamă! Ok, băieți. Ce vreau să iasă Luca. Te-am salvat, Luca. Trebuia să-l votez, n-am crezut că-l votează atât de multă lume și am zis, bă, nu-l votez. Mă, ce s-a întâmplat? De ce avem cooldown pe kill 25 de secunde? Mamă, ce? Frate, ce Dumnezeu se întâmplă? Freaking hell, man. Ok, so faza e în felul următor. Aș putea să dau un erase aici. Sau să dau un kill pe Gani. Că sunt sigur că nu o să mai vină nimeni aici la balas. Oh. Frate, este... trebuia să dau kill, bă, că mi-și piciorul de joc. Opa. Opa, Dani, ce ai făcut? Opa, broși, bă. Man, deci, ce faci, bă? Man, am fost amândoi, am coborât. Prietenul meu, amice. Ăla și tu l-ai mâncat cu Rodby. Da, mă, amice, bă. Erați la al doilea etaj? Nu, eram acolo în lift. Eram la primul. Security eram în puii mei. Am vrut să mergem în lift și omul n-a dat lift. M-am băgat în lift cu Blush, man. Da. Am văzut. S-au dat chestiile astea de fac piu, cum se numesc ele. Așa. Da. Și am plecat după aia cu Rodby. S-a dat chestia de camuflaj. N-ai plecat cu Rodby, ai fugit după mine. N-am fugit după tine. Eu am văzut de oameni care ați intrat în security. Mai fă aici dinții mari la mine, Brushman. Eu v-am văzut acum doi oameni care ați intrat în security acum.
Când era amândoi în security și el era mâncat cu Rodby, și mă dă vina cu mine. Și Blue i-a dat kill Rodby? Rodby? Da, și Blue i-a dat kill Rodby. Și e cât nu, era tu i-a dat kill Rodby, că eram... Hai mă, tai și mă las mă pace. I-a dat kill și după aia... Ustață! Îți ia mustață dacă minți. Pă bune, zi tu dacă minți, pă bune, dacă nu ești tu impostor, îți ia mustață. Poți să-mi iei mustața? Da, n-am fost atent, băieți. Cine este? E unul din doi. Ori Dani, ori Blue. Ori Dani, ori Blue. E Blushman. Probabil Blushman atunci. Bă, same. Na, bine, mersi, băieți, mersi. Ori Dani, ori Blue. Bun, pe Blue, hai. Apreciez. După aceea e Dani, stați liniștiți. Mă, dar Dani a prea sărit așa, adică eu cred că eu am încredere în Dani puțin sincer. Ori asta, ori s-a panicat că... A fost văzut și... Da, s-a panicat că eram lângă el, da. Eu am panicat că era numai Blue acolo, zici. Eram și eu ca să trecu lângă mine, dar... Na, era Blue votează. Eu zic hai, că e Blue, că părea foarte confident pe ce zicea. Dacă e Dani, nu știu ce să mai zic. Hai Blue, votează-l pe votează Dani. Blue! Hai Blue! Dar nu i-ați dat nicio șansă. Ați pierdut meciul, bravo, v-ați bătut joc. De ce? De ce? V-ați bătut joc de clipul impostorilor. Nu zi, era... De ce, mă? De ce? Că e jester, sau? De. Doamne, fii vară. Și cine era, mă, pe la urmă? Că nu era niciunul. Niciunul. Cine era dacă nu era? Niciunul. Eram tif și am crezut că mă omori și am dat kill. Bă, și tu dai kill când sunt eu și Blue lângă tine. Păi erați camuflat și veneați. Bă, deci nu te mai suport, Rodby. Până și când nu faci nimic, îmi strici match-ul, ești nebun. Ce e asta? Eu cu Dani, bă, vampirul, e bun vampirul, frate, deci, da. Deci, fiți atenți. Mai taci, Rodby. Mai taci, Rodby. Sunt aici cu doi, dar nu prea am ce să fac. Sunt aici cu doi, n-am ce să fac. Asteca. Hai să vedem. Da, Luca, să vedem, dai un kill, Și fix când am făcut kill, băgam. Da, e Luca. Ce ai făcut? Nu e Luca, băieți. Bait, am murit fix în fața. Relaxează-te, da, e bait și e mortal navigation, săracu, că nu e bait. Nu e navigation, e partea de alta, jos în shield. Bă, despre ce vorbești, bro? Despre... Și nu e în navigation, pă cine ai văzut un shield? Eu cum am scos, mă, de pe mod, că eu n-am înțeles. Da, nu știu cum ai reușit. Alex Gabi a murit în partea iată în fața mea acum la shield. Fix acum venea din mai e cineva cu tine acolo? Că e nu, fucking mort în navigation. Nu știu ce vezi. Ce vezi tu în shield, bro? Sunt două kill-uri. Dar nu contează, el e... Mă, tu pe ce ai văzut? Bă, mamă, ce mă nervezi. Bă, tu ce kill ai văzut la shields? Că e unul navigation de l-am găsit eu. Alex Gabi, fix în fața mea, el venea din partea de sus la navigation și a murit în fața bun, mea. Bun, ok, ambii sunt fucking verde și unul e cian, nu știu pe cine am dat report, îți dai seama. A, da? Păi nu vezi că unul e, deci da, uite-te, unul e cu verde și cu dragonul, iar celălalt e un fel de verde cian bă, ceva. Bă, ce păr ai. Spălăcit. Mamă, îți place, nu? Că nu pot să zic. Băgani, ce fața ai. Da, v-am zis, o mie de ori, schimbați-vă culorile, nu le puneți la fel. Că aveți grijă, Luca. De ce? Eu l-am votat pe Luca, că s-a dat de pe mult și nu-mi plac oamenii care își bat joc. Da, Rodby la începutul meciului, gen. Da, cred că e Rodby, gen. Deci Rodby are o poală, mereu, Rodby, hai să te învăț ceva, când scrie acolo, crewmate, impostor, ce ești tu, nu mai vorbi, că mi-ai vorbit pe toate clipurile la început. Taci din gură! Taci mereu, gen. Shut up, Rodby, shut up. M-ați votat pe mine, de ce m-ați votat pe mine? Pink. Și eu am dat skip. Ping, deci, bun. Bro, am dat... Mamă, dau ăștia vina pe mine, random, e nebun. Bă, firar bait-ul să fie, bă, dacă nu erau două kill-uri, n-aveam ce să fac. Eu am încercat chestia aia acolo, noroc că, oameni buni. O să închidem ușile astea. Și o să... Nu pot să cred unde e. Am mușcat-o... Și suntem la cardul ăsta. Nice. Că era snitch, săraca. Știi ce? O să dăm reactorul. Ca lumea să fugă în direcția aia și să nu o găsească. Să sperăm că nu o să o găsească. Aoleo. Mamă, e un mort și acolo. S-a mai dat un de ăsta.
Mamă, n-am pe cine să mușc. N-am pe cine să mușc, ești nebun? Ok. Beleaua e că s-ar putea să găsească cineva corpul ăla. Plus că m-au văzut că nu am... N-am intrat din prima pe camere. S-a uitat Luca, cred că a văzut că nu e activă. Aaaa, nu, asta e destul de rău. Electric, s-a botat. Nice. Mamă, câte kill-uri sunt în momentul ăsta, băieți. Sunt prea multe kill-uri, sunt 3 kill-uri pe hartă. Poate 4. Dani, fă și tu un kill, să-ți bagi picioarele dacă nu faci un kill. Să-ți bagi picioarele dacă nu faci un kill, ești nebun? Unde s-au dus ăilalți? Unde s-au dus mai alții? Opa. Pink? Da. Da. Poți să te întreb ce ai făcut? Văd, e mort efectiv la noi. Mamă. Pentru că l-ai omorât în fața mea? Da, posibil să fie Warlock. Bun, eu pot să fiu ieșit din... Nu să fie așa. Warlock, Pink, când nu, ăla, în fața mea. Știu, ăla care pune controlul pe tine și dă kill, gen cu corpul tău. Ce-a făcut, mă? Am înțeles. Păi și stai, mă, câte corpuri sunt găsite? Păi nu că știu. Sunt, like, sunt 3 kill-uri. Deci era Luca, Adri și Astecam. Și câte au apărut când... Și Rodby. Luca, Adri și Rodby au murit runda asta. Mhm, mhm. Mamă. Bun, so eu eram la Electric. Cine făcuse? Blue făcuse ăla și am rămas la Tescuri. Ideea e că au venit doi oameni. Dar eu am trecut pe fost... Organicus și am dus la Navigation. A fost mega lungă runda și dacă era să pună ăla cineva pe mine, nu știu cine putea să pună. Da, nu știu. Eu în mare parte am stat relativ singur, gen. Eu te-am mai văzut, am mai trecut pe lângă tine, am mai bătut o bagă. Da, și am trecut pe lângă Pateu, pe lângă Adi. Da, am mai trecut și pe lângă el, pe la, gen pe lângă Ping, am trecut fix la final acum, dar nu știu ce să zic. Eu nici nu am văzut pe Ping. Informația pe care am ținut-o eu. Cum? Când ai terminat de reparat curentul, te-ai trecut pe lângă mine? Dar n-am reparat curentul. Nu, eu, Blue. Am trecut acolo pe lângă tine, dar eu n-am apucat să repar. Nu știu. Păi cum n-ar... Am dat dreapta în secret. Știu că ai ieșit de acolo. Să dăm pe cineva afară, băi. Știu că ai ieșit de acolo, Blue, și nu știu ce să zic. Am crezut că... Dar să fie Dani, am impresia. Dar nu știu, am dat din greșeală. E Dani, Dani, n-a zis nimic, e Dani. Păi nici nu l-ați întrebat, da. Păi... Păi nu, că Dani vine de pe mine spre... Am făcut kill-uri și TG. Am zis că se termină runda, că s-au mai făcut kill-uri, dar nu pot să cred că am făcut eu atâtea kill-uri și efectiv... N-a fost suficient. Au fost 3 kill-uri runda asta și cred că Dani n-a reușit să facă nimic. Și asta e like, să-mi bag picioarele. Bun, o să închidem ușile toate, să blocăm cât mai mult timp. După care reactorul o să-l dăm acuș. O să stăm aici, o să zicem că facem. Dacă vine cineva, putem să plecăm deja. Kill-ul ăsta l-am dat aici. Mă, de ce s-a deschis ușa asta? Mă, nu pot să cred. Mă. Da, mă. Da. Trebuie să stăm pe cineva afară pentru că suntem 5. Da, mai sunt 2 testuri de făcut. Nu s-a dat pe nimeni până acum? Nu s-a dat nimeni afară până acum. Nu. Da, bă, nu știu ce să zic. Mamă, câți mai suntem? Suntem 5. 5 în viață. Da, zic, n-a dat navigation și... S-a terminat match-ul. Mă, Dan, ia zi-mi și mie 2 informații. Deci, ce ai făcut runda trecută? Bine, tu? Bine, tu ce ai făcut? Informații, n-am voie să vă zic niște chestii, doar că eu l-am văzut pe Dani acolo când s-a dat lumina. Eu m-am dus în partea stângă, gen în partea dreaptă, veneam din partea dreaptă unde m-am întâlnit cu Gani. Păi s-au dat lumina de 3 ori, stai, zi-mi când. Stai un pic, la final, fix la final. Înainte să dea și report, gen la Luluca. Gen, m-am dus acolo în partea dreaptă, după m-am dus mai jos în storage, m-am întâlnit iarăși cu Gani. M-am dus în partea stângă de la electrică la ieșit, așa, Blue. Și nu mai țin minte de Pink ce a făcut, dacă l-am văzut sau nu. Și tu veneai fix din partea stângă și eu am venit din partea stângă. Și gen, eu am impresia că tu ar putea să fii gen cleaner din ăla. Eu asta am impresia. Pentru că nu s-a mai găsit corpurile. Cine, unde sunt toate corpurile alea? De ce s-a găsit? Vreun vulture, că sunt mai mult...
Da, vulturile la care mănâncă. Man, când zici tu de chestia, eu am luat-o pe atunci pe la Lower Engine și din electric a ieșit blue cu pink, eu am luat-o cu blueprint storage și ne-am dus la navigation. Ai ajuns tu în Lower Engine, întrebarea mea. Păi cum, cum am ajuns? Ești nebun că am fost pe sus pe cafeterie, pe la Upper Engine, am fost la reactor cu Logic când făceam task-ul. Trebuie să fii până pe Upper Engine. What? Păi pe la Upper Engine am fost, man, am fost la reactor cu Rodby când am făcut task-ul la lung amândoi, după aia am stat un pic pe cameră la 10 și am luat-o în jos. Dani și Pink. Bă, dai vina, eu zic să fie pe Dani afară, ca să fim siguri. Bă, în primul rând, dacă e posibil să fie ceva cleaner... Bă, am dat să mă bată. Dai vina, Iurea. Nu dau vina, Iurea. Bă, de ce? Mă, eu am vrut să dau un sabotaj, dar erau blocate alea. Doamne, mă, meciul e câștigat, meciul e câștigat în momentul ăsta. Gen, o să mă duc și o să dau, fii atent, o să dau reactorul în... La nu pot să cred, am vrut să dau... Știți? Ai vrut să dai? Mă, dar nu mai curăța corpuri, mă, fă kill-uri, mă, odată, mă! De ce mă să mă lucra? Dani, ai zero kill-uri, ai zero kill-uri, Dani! Zero! Eu n-am curățat niciun corp, mai aveam un task. Eu sunt vulturi și le-am mâncat pe toate. Păi și, Dani, de ce ai zero kill-uri, Dani? Ai zero kill-uri tot meciul! Păi da, că am făcut o challenge. Fă un kill! Ficiar kill-urile! Nu mai pot, fă kill-uri, Dani, ficiar kill-urile alea! Da, eu l-am sunat pe telefon pe Rodby să facă task-ul. Doamne, eu așa eu am crezut că poate e impus. N-am reușit să fac ultimul kill. Am dat kill în fața lui Gani, că am zis că e ultimul kill și se termină meciul. Ești nebun și n-a fost, că tu n-ai făcut niciun kill. Am încercat la fază. Doamne, fiți ardari. Să dau pe blue. Mamă, ce a fost, mă, meciul ăla, mă, mamă. Și-au bătut joc, mă, și-a bătut joc, Dani Băhân, a vrut să facă niciun kill, m-a lăsat pe mine. Ok, ia, o să mă moare Luca în 3, 2, 1... Ah, nu se întoarce, las că e bine, apa. Ce ați făcut, mă? Aparent Adri... A zis că nu se mai joacă, eu ies mai devreme, băieți. Nu mai zici, nu mai zici ești. Bă, vreau să facem cel mai rapid match al nostru. Ia zi. Deci fii atent. Auzi, iubitul meu, vreau să-și folosească, iubitul meu vreau să-și folosească, vreau să-și folosească puterea, da? Să schimbe voturile pe mine. Orice s-ar vota. Ești gestor. E gestor. Pleacă, mă, de aici, mă. Și la editare stai partea asta. Meu, asta vreau să facă iubitul meu pentru 14 februarie. Ce faci, mai mă, până la 14 februarie? Stai liniște. Păi, dar nu pot. Da. Bravo! Este cadou, Rodby! Nu pot să cred! Rodby a făcut un cadou! Ești prost, dar dai încă! I-a făcut un cadou! Scârție de prost ce e, bă, nu mai pot! Dai încă, Rodby! Iubitul tău cu tot! Dai încă, Rodby! N-ai... N-ai... Stai așa, cu cine... Cine era, bă, iubitul lui? De 14 ori ai face cormântarea gagicăsul acum. Dacă zicea și cine e iubitul lui, murea și ăla. Cred că Pateu era. Nu sunt. Cu schimbatul de voturi. Rodby îmi făcea mie declarația de dragoste. Haideți, dă și noi skip, că e clar că avem un evil guesser. Hai, skip. Cine nu dă skip e foarte neserios. Păi stai, pe bune. Cred că Gani a mințit. Gani a mințit. Nu a fost el iubitul lui Rodby. Știi de ce? Că dacă era, tocmai s-a dat de gol și știe că e swapper. Like, cineva știe că Gani e swapper dacă e. Și nu cred că s-a dat de gol așa random. Deci de asta am pierdut meciul ăla. Bă, ce a fost meciul ăsta? A fost cel mai rapid meci. Băi, Doamne, a fost... Eu un om n-am văzut meciul ăsta. Da, a fost oribil. Da, mi-a plăcut că aveam like 3 test-uri de făcut și tot au câștigat impostorii.